Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru al nostru președinte, Klaus Iohannis! S-a bronzat, bă! Bă, ce s-a bronzat! Hei! Surpriză! Bine te-am găsit, 2023! Bine te-am găsit, ai umor! Da, adevărul că aș juca golf undeva mult, nu? Este un pic bronzat. Bună seara, dragi români! Ne vedem prima oară anul acesta, abia astăzi, pentru că până acum toată lumea a fost ocupată să vorbească despre team building. Este de înțeles, ținând cont că și parlamentarii au fost în concediu și nu mai erau alte nimicuri despre care să discutăm. Vreau să încep anul recunoscător pentru tot. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc de atâta vreme. SRI, STS, ANAF, etc. Nu știu ce n-am face fără voi. Unde ar fi România fără intervenția voastră? Probabil în spațiu Schengen. Da, lume prezidențială. Uit la voi și vă văd zâmbăreți, încă aveți speranță în ochi, parcă sunteți niște copii, înainte să afle că nu există Moș Crăciun și nici cortea nu e elful lui. Asta nu e elful lui pentru care mâinile ocupate să care tava lui Bordea. Chiar și chelul pare schimbat, îl văd plin de har creștinesc. Asta pentru că în anii ce au trecut a tras paiul cel mic și a fost nevoit să se reapuce de ortografie. Literele D, I, C, O, T i-au pus cele mai mari probleme. Dele a avut un an greu, piața cripto s-a prăbușit, dar nu trebuie să te întristezi, Dele. Guvernul din Maldive a introdus ca monedă de plată leul românesc. Bordea și cortea, gemenii teribili ai României, s-au dovada că și hârtia de tip indigo mai dă rateuri. Păi ați venit direct din America, iar Costel a plecat expres. S-a dus înapoi la fratele mai mic și prost al ai umor, Stand-up Revolution. Locul unde își ascund politicienii averile, pentru că nu se uită nici dracu acolo. Eu știu exact ce vreau. 2023 o să fie anul de vârf pentru mine. Vreau să devin președintele României. Ce? N-ați mai văzut neamț care să vrea să stea degeaba pe banii statului român? Există. Cum adică din nou? Voi considerați că mandatele astea două eu am fost președinte? Dacă asta vă numiți voi președinte, Dan Badea e capitanul Naționalei de Basket. De mic mi-am dorit să conduc, să fiu lider. Mi-amintesc cum zburdam cu prietenii prin lanuri întinse de cârnați și ne jucam Angela Merkel. Știți jocul? E ca trombonul, doar că trebuie să te apropii cât mai mult de Rusia, dar oficial să te prefaci că ești împotriva ei. România are nevoie de schimbare și vă promit să fiu mult mai bun decât președintele actual, care, dacă mă întrebați pe mine, mai mult stă. A înțeles greșit sintagma președinte de stat. Sloganul lui e: dacă aș fi pentru o zi președinte, nicio promisiune n-aș mai ține minte. Probabil. Și vrea să lucrez cu domnul Chelo în campania mea. Chelo. Ai fi perfect, pentru că vreau să atrag și un public mai tânăr. Să mă voteze și cei între 40 și 50 de ani. Vreau să fiu președintele României din mai multe motive. În primul rând,
România e o țară mișto să fii președinte, avem multe talk show-uri și poți să înveți de acolo ce ai de făcut. În al doilea rând, vreau să bag țara în spațiu Schengen pe locurile speciale pentru țările cu dizabilități. Și nu în ultimul rând vreau să desfințez partidele, pentru că la noi oricum nu se știe care-i stânga, care-i dreapta, furăm la fel cu ambele mâini. Haideți să facem curat în România și să o ducem acolo unde este locul, la muncă în Spania. Uitați-mă și nu uitați, cu un sas nu se face Schengen, dar măcar se scumpesc toate. Mulțumesc foarte mult!